Păi, pe bună dreptate s-au revoltat magistrații, adică cum se trezește un politician care mai este și infractor, se ducă la televizor să amenințe acolo magistrații după ce a convocat un meeting mediocru, antijustiție. Deci este inadmisibil. De asta am spus, nu putem să lăsăm statul să intre într-o situație de incertitudine, să intrăm în derivă și să ne trezim că în loc să consolidăm democrația românească, noi așa, de dragul unuia care vrea să fie mai puternic decât e sănătos, renunțăm la valori democratice. Klaus Iohannis, doamnelor și domnilor, suntem în actualul președinte al României în exercițiu. Viitorul fost președinte până în septembrie. Suntem în legătură directă cu domnul Codrin Ștefănescu, Partidul Social Democrat. Ați văzut, domnule Ștefănescu, vă aduceți aminte, un meeting mediocru antijustiție făcut de un om care mai este și infractor, de dragul uneia care vrea să fie mai puternic decât este sănătos. Deci problema domnului Iohannis era că domnul Dragnea e mai puternic decât este sănătos în democrație. Asta spunea acum o săptămână. Nu va licări niște beculețe la PSD? Problema domnului Iohannis este că a ajuns o marionetă în mâinile acestei conferii pe care o numim statul paralel și pe care Băsescu, la dumneavoastră în emisiune, l-a numit statul mafiot. Și fiind o marionetă, ne așteptăm la absolut orice. El citește un punctaj care îi se dă. Toți sunt infractori, mai puțin cei care îl susțin pe el, toți sunt niște penali, mai puțin cei care îl susțin pe el, și e un fel de Kaiser care dorește prin porunci ca toată lumea să execute numai dorințele lui. Și dorințele lui le-am văzut cum sunt. Prin urmare, credeți-mă că electoratul PSD nici măcar nu se mai uită la ce declară președintele, că ar vrea să fie mediator și moderator ale puterilor statului în România. Lucrurile sunt cât se poate declare. El este apărătorul codruței, a abuzurilor, țineți minte declarațiile care au făcut în conjurul țării și numai țării Europei. În timp ce era scandalul de la DNA Ploiești cu înregistrări și cu decapări și așa mai departe, el a spus că e un cancan. După care a zis că sunt niște bârfe. Deci, în care de președinte al României să vii să spui că sunt niște bârfe și un cancan, când aia era siderată și oameni din sistem făceau coadă la Comisia de Control Țării să spună ce se întâmplă în interior și cât de mizerabile sunt lucrurile. Păi asta e strategia președintelui Iohannis. Eu vă întreb pe dumneavoastră, că domnul Dragnea are 3 ani și jumătate cu executare. Next steps. Domnul Dragnea a spus așa, PSD va destructura sistemul ocult, vor merge până la capăt. Ce înseamnă acest până la capăt? Treceți prin Parlament modificările pe abuzul în serviciu? Adică sau prin ordonanță? Așteptați-vă puțin, doamna Antonina Matei. Vom trece toate legile bune pentru România și pe care oamenii ăștia le blochează, începând de la crearea Fondului Suveran de Investiții, alte legi care sunt blocate, că vin cu goarne, cu corturi în Parlament sau cu hashtag resist, până la legile justiției. Toate lucrurile pe care noi le-am promis că le facem în campania din decembrie 2016 și am fost votat pentru asta, le vom face. Că vor fi prin ordonanțe, că vor fi prin asumare, că va fi în Parlament prin legislație, prin proceduri mai rapide. Toate lucrurile astea le vom face. Domnul Vișan joptește asumare aici. V-am dat de gol. Asumare? Nu ne-ați dat de gol, am spus că săptămâna viitoare vom face câte un anunț. Pasul următor. Săptămâna viitoare faceți un anunț în legătură cu ce? Ați asistat la conferința de presă pe care a ținut-o Dragnea și declarații care am dat noi după aia. Am spus că începând de luni vom face toate aceste anunțuri. Mesajul de azi este următorul însă. Toată lumea a plecat din media la Parlamentul unde am avut noi ședința de comitet executiv cu ideea că vor fi niște schisme și că se vor întâmpla niște lucruri. Știți foarte bine logica PSD-ului. În momente de restricție și momente din astea foarte cumplite, este mai unit ca niciodată. De data aceasta nu că a fost mai unit. Oamenii au fost și furioși, pentru că sunt furioși primarii noștri și sunt furioși cetățenii care au votat pe primarii noștri și pe noi pentru ceea ce s-a ajuns să se întâmple astăzi aici. Și atunci, pur și simplu, aceste presiuni fabulos de mari din partea unui electorat imens,
Că asta înseamnă 50% voturi. Nu e prea imens de un partid 50%. Au cerut, domne, urgentați lucrurile. V-am votat, a trecut un an și jumate. Gata, pur și simplu. Nu mai mergeți în concediu în această vară în Parlament. Habar n-am ce faceți, dar faceți. Și atunci noi am luat această decizie. Mai suspendarea? Mult. Suspendarea. Nu vă las cu suspendarea. Face suspendarea președintelui cu referendum? Suspendarea este o variantă pe care o luăm în calcul. Și în partid este un filon foarte important care se gândește deja la acest lucru. În condițiile în care președintele va încălca Constituția în mod flagrant, ignorând cu bună știință deciziile Curții Constituționale, ceea ce va fi un caz unic pe planeta numită Terra. Cât timp îl veți mai aștepta pe președinte, domnul Codrin Ștefănescu? Anunțul îl facem săptămâna viitoare și în sensul ăsta. Noi azi am plecat din această ședință doar cu câteva lucruri importante. Dragnea rămâne și președinte la Cameră și președintele partidului, echipa de conducere este aceeași, presiunile colegilor noștri din țară le-am înțeles și dorința de a ne mișca puțin mai repede, suntem mai uniți și mai omogenizați ca niciodată. Și cu strada ce face domnul Ștefănescu? Lovitura primită ieri e o lovitură pe care am primit-o cu toții direct în plec. Și am înțeles mesajul pe care sistemul acesta ne-l transmite nu știu câta oară și a fost ultimul mesaj, că din momentul ăsta am spus gata. Deci nu mai ne lăsăm nici colegi scârtecați opuși pulbere, nici abuzuri astea odioase să se producă. Cu siguranță se va schimba totul, inclusiv legislația în privind modul în care în viitor un șef de instituție va putea abuza de funcția anumită pe care o are, de bugetul care are la îndemână, de angajații care are în interes propriu. Eu zic că anul acesta, acum, lucrurile vor intra în normalitate definitiv în România și ne vom recâștiga democrația câștigată acum 29 de ani cu sânge de generația noastră. Deci, cam asta a fost mesajul acestei întâlniri. Am înțeles. Deci n-am aflat nimic decât că domnul Dragnea rămâne și că mergeți până la capăt. Adică nu, ar fi, nu știu, ne spuneți că săptămâna viitoare o să primim anunțuri importante. Da, doamna Matei, săptămâna viitoare înseamnă așa, când am luat o decizie de vis-a-vis de o lege, de un amendament, de o schimbare, cum o facem? Prin decizia, prin o hotărâre de guvern, prin asumare, prin... Păi vă întreb la abuz, că aici știți Parlament, cum e, dumneavoastră n-ați aplicat 2 ani decizia CCR pe abuz? Din cauza de Dragnea, că Dragnea zi, domnule, dă prost că nu știu ce, deși nu v-ați interesat niciodată câți oameni au probleme din cauza acestei specie, pentru că nu este numai domnul Dragnea aici. Sunt foarte mulți oameni cărora au văzut astăzi și le-a luat și a cerut scuze. Deci, ați puțin recunoaște lucrul ăsta. N-am aplicat-o nu pentru că s-a pus pătânjeală Parlamentul sau majoritatea parlamentară. Și pentru că existați foarte multe critici și este corect ce spuneți, că această modificare pe care eram obligat să o facem, ca așa spus, curtea, critica spunea că o facem pentru Dragnea sau pentru nu știu cine. Da. În momentul de față... Vă e frică de critici, vă e frică de ambasade, vă e frică de rezist, de USR, de hashtag... În acest moment când vorbim noi, numai PSD-ul are 3155 de aleși locali anchetați pe abuz, pentru, de exemplu, pentru că au făcut parte din Consiliul Administrației ale școlilor fără să-ți piască vreun leu, salariu sau ceva. Ca și obligația lor. În străinătate, primarul trebuie să facă parte din Consiliul și din compania de apă și de gaz, pentru că el este votat de cetățeni, să aibă grijă și de buzunarul lor și de siguranța lor acolo. La noi este abuz în serviciu. Numai noi avem 3155 de primari, viceprimari, consilieri județeni, municipal, local și așa mai departe. Să știți că are și PNL-ul. Că PNL-ul la ei primarilor îi bat la cap pe Orban și pe ăștia care joacă în piață cu hashtag rezist de frică, da, de dotare. Dar dumneavoastră sunteți, acum factual vorbind, sunteți în 3 ani partidul aflat la putere, PSD, era și în 2015 și în 2014, care a rămas fără lider din cauza unor probleme în justiție. Că a fost condamnat, că i-a făcut doamna Chiuveș și dosar ca lui Ponta. Ați rămas fără lider. Am rămas fără lider pentru că liderul și-a dat demisia pe Facebook. De la că venea să ne întrebe și făceam un comitet executiv sau un birou permanent, îi spuneam, aici o fel de demisie și mergem mai departe. Și trebuie să facem modificările astea, nu vezi că ești țintă? Tu ne-ai mai spus asta și lui Ponta pe vremuri, același lucru. Ești țintă. Păi și a venit Dragnea și tot nu l-a făcut. Schimbe, păi asta, a venit Dragnea și tot nu l-a făcut. Ăștia încearcă să schimbe jocul politic și votul milioane de români prin cătușe, prin șantaj.
șantaj, prin presiuni. Știm că asta vă spunem și noi. Ce au făcut cei de la DNA Ploiești cu Onea și cu Portocală. Nu spui despre Vișan, îți iau și copilul, și nevasta, și pe soacră, și pe frate, și pe părinți. Deci cam așa au mers lucrurile în România. În aberații după aberații. Sigur că ne-am mișcat și am modificat foarte bine aceste aberații, cu toată nebunia care a fost. Cu oameni scoși în stradă, cu fundațiile lui Soros, cu domnul Iohannis, care și la rândul și-a pus... Păi da, dar vedeți, domnul Iohannis are cu premieri, cu premier de sistem. Eu susțin DNA-ul, eu susțin, nu e nimic, sunt ficțiuni, trăim în realități paralele, oricum în țara asta trăim în realități paralele, și o susține pe doamna Chiuveși și tărăgânează. Acum bomba e la dumneavoastră, în urma deciziei, adică tactic, este la dumneavoastră. Domnul Iohannis citește, adică de 15 zile citește. Și dumneavoastră, deși cu bomba în brațe v-a explodat în față, spuneți, păi stați puțin că ne mai gândim că să vedem când termină domnul Iohannis de citit. Domnule Matei, nu ne gândim deloc, dar n-am spus, domnule, uite, am citit decizia Curții Constituționale și nu vreau să o aplic. Păi poate vine domnule Cătălin Ștefănescu, poate președintele se trezește anul viitor, că mai are o lună, pleacă în vacanță, a citit, poate găsește înțeles, un Seychel, un a zis, o citește până un înțelege, ceva, da. O ofertă. Măslină, poate găsește o vacanță la ofertă. Ascultați-mă cu atenție, și aici între juriști și cei care ies în spațiu public, inclusiv la NATO, la Matei, în emisiune, opiniile sunt împărțite în două. De exemplu, domnul Vișan are o opinie, dar are o altă opinie. Prima spune așa, domnule, trebuia să aplice decizia curții imediat, așa cum scrie în decizie. De îndată. Da? Da. Alții spun că nu există niciun termen legal, în niciun fel de lege, și nu e stipulat nici măcar în Constituție. Da. Că nu există un termen specific și special dat pentru chestia asta. Pune în Constituție, domnule, am aici. Odată cu publicarea în Monitor oficial. Nici el nu a spus, domnule, am citit și nu vreau să o aplic. Atunci se schimbau lucrurile. În momentul acela spuneai direct, domnule, încălcat toate legile în vigoare și Constituție. Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitor oficial al României de la data publicării. Cu 15 zile deciziile generale obligatorii și au putere numai pentru viitor. 147, alineatul 4. A încălcat deja Constituția președintele. Asta nu se înțelege. Nu înțelegeți nici dumneavoastră. Ba da, după opinia mea, da. Dar nu sunt jurist. Juriștii sunt împărțiți în două. Spun că nu există termen. Alții păi să știți că toți juriști sunt și în instanță. Ăia doi au zis că nu se aplică decizia, altă decizie. Știți? Păi se aplică decizia 405. Un jurist foarte iar bun, un domnule Ștefănescu. Al judecătorului păi zice, a zis ce nu la PSD, nepunere în executare înseamnă doar dacă zice Iohannis că nu o pune? Doamne Ghimocanu, astea sentințele astea, toată lumea știe și simte că miros a politică. Sunt sentințe politice. Păi politice, dar să știți că mai sunt și alții în aceeași situație, că nu vor să le respecte. În cazul Dragnea, ieri au fost executate, așa cum a spus și el, asta a fost și discuție în cer. Toți cei nouă, deci executat, nouă nevinovați, știe toată lumea. Dar să le execute pe marele vânat al lor, al sistemului securitării. Așa e în toate dosarele. Dragnea nu știa de 2 ani care are acest dosar. Dar să știți că așa e în toate dosarele, ca să fie executat un cap, care nici el n-are probe, mai sunt și alții pe lângă el. Deci așa sunt toate dosarele, nu este primul dosar, că doar nu ne-am trezit cu dosarul Dragnea, singurul dosar politic de pe planeta România. Bine, eu cred că toate trebuie sunt la fel. Să așteptăm decizia, hotărârea instanței, pentru că Sito Speța, deși e simplă, e foarte complicată. Nu, altă e nevinovat, are prezumția de nevinovăție până la decizia finală. Da. Chiar dacă există o astfel. Aici nu e niciun dubiu, evident. Astăzi, și poate și dumneavoastră, nu știu, ați citit, ați văzut poziționarea CSM. Poziționarea în alte curți, poziționarea judecătorilor, poziționarea procurorilor, adică la domnul Tăriceanu a fost același complet. Același complet, deci doamna Săina Matei. Da. Noi știm în interior și în exteriorul partidului că Dragnea a fost condamnat pe bază de un articol care nu este în codul penal. Există două decizii ale curții. Și mai sunt și alții la pușcărie fix la fel cum e și domnul Dragnea, deci nu e pentru prima dată. Că asta e de fapt problema. Se știa, deci se știe lucrul ăsta de un an jumate, că judecătorii refuză să le aplice. Și a stat în pasivitate și oamenii, unii au hotărâri definitive, încă e bine că deocamdată domnul Dragnea nu e definitivă. Dar la tot se întâmplă, deci nu e primul caz. Dragnea, vă pun o întrebare. Vă readuc aminte, o secundă, vă readuc aminte așa.
că Parlamentul nu a modificat codul penal în 45 de zile în acord cu deciziile curții, corect. Dar acest articol și-a încetat efectele juridice. Practic, nu mai stă în lege. Păi normal. Iar această situație, s-a produs pentru că nici Parlamentul, nici Cioloș, că era guvernul Cioloș pe vremea aia, nu a modificat codul cum cerea curtea. Corect. Deci iar instanțele, deși deciziile erau oricum obligatorii, nu refuză să o aplice. Deci Parlamentul nu vrea, pentru că instanța spune... Parlamentul trebuie să instanțele spun nu, să pună Parlamentul în acord. Până nu pune Parlamentul în acord, eu nu aplic. Și Parlamentul zice nu, să o aplice instanța direct. Și oamenii se duc la pușcărie. Știți? Cum ieșim din asta? Că domnul Dragnea este o victimă la fel ca alte sute de colegi ai domniei sale și de oameni chiar care nici măcar nu sunt din niciun partid, care au fost victime colaterale. Am o întrebare la dumneavoastră. Domnul Dragnea mai vrea să candideze la președinție? Nu s-a discutat deloc lucrul ăsta în partid, credeți-mă. Iar acum nu avem decât planul acesta, dar merge până la capăt cu toate modificările. De ce spunea doamna Ingrid Mocanu? Legile vor trebui să fie perfect de înțeles pentru toată lumea. Exact. Simple ca bună ziua, fără complicățenii, trebuie să fie acordate la tot ce înseamnă legislație asemănătoare în Uniunea Europeană, adică țările noastre prietene din clubul ăsta select Uniunea Europeană, care respectă drepturile și libertățile omului pentru, și care da, sunt domnule, dar știți foarte bine că când e vorba de lideri politici importanți, am mai avut cazuri, adică la vârfurile politici, când sunt oameni controversați, când sunt oameni importanți, nu prea funcționează pentru opinia publică, mă refer pentru societate în ansamblu, prezumția de nevinovăție. La noi, pe cazul Dragnea, vedeți și noastră, ca și în alte spețe, e steaua dinamo. Unii se omoară cu alții, cei care spun, domnule, hai să vedem ce se întâmplă în justiție, sunt automat cu Dragnea, mă rog, e o nebunie totală. Adică asta vă spun, că la nivelul societății mase, în oamenii ăștia care sunt și oameni de bună credință care ies pe stradă, cred că domnul Dragnea este vinovat, da? Dar bine mă manipulați. Hai să vă spun altceva. Dar de 10 ori mai mult, cred invers. Cei care sunt pe noi. Corect. Și vă dau un exemplu așa foarte este, bun. Da. În momentul alegerilor pentru președinție, despre Iohannis, inclusiv noi, cei care comunicăm public, am spus toate lucrurile, cu casele, cu falsurile, cu tot ce au bătut unii câmpii și pentru chestii legate de persoană și de lucruri intime. A fost o nebunie în timpul campaniei. Și cu toate astea, Iohannis a fost ales, votat în detrimentul lui Ponta, dar cu un scor de un vot scor. Anti-PSD. Nu a fost un vot anti-PSD, nu credeți-mă. Anti-Ponta a fost votul, nu a fost anti-PSD. PSD vă aduceți aminte povestea PSD, cu... Doamna Materii, PSD a dat lui Ponta 45% în primul tur. Deci asta a fost cu PSD. Eu vă spun persoana. Deci persoana Iohannis, cu toate bubele găsite de tot ce însemnau susținătorii noștri... Așa, nu era strălucit candidat, așa este. Da, ok. E, la fel și în cazul, acesta. Mai mult de atât, nu Dragnea este ținta principală lor, ci președintele PSD, funcția corect, asta. Pentru că dacă pleacă Dragnea, dar numai un pic, dacă pleacă Dragnea și vine oricine altcineva, o vor lua de la capăt. Deci nu înseamnă că dacă numele Dragnea nu mai e în fruntea partidului, ei nu-i vor face la felul următorului. Perfect, spus doamne de Mocanu, de la primita asta am plecat și noi în discuția de astăzi. Și am spus, sub nicio formă tu n-ai niciun drept să treacă prin cap să-ți dai demisia din președintele camerei sau președintele partidului. Că nu poate un comandant de oști, nu pleacă în timpul bătăliei. Cu zi, nu mergi până la capăt cu noi. Pentru că ei vânează funcția asta. Exact. Nu, ei vânează PSD-ul, Codrin. Ei de acest partid imens. A lovit pe conducătorul șocului. Dar pare, știți, acum vă spun fără nicio, pare că vă trage singur gloanțe picioare, adică... Lăsați-mi exemplu de ce. Da, că nu v-a lăsat, adică era puterea, era nu așa făcut nimic, din da, corect. Nu va opri nici Iohannis, nici Chioveși și avea 60% din Parlament, punct, la revedere. Cum n-am făcut nimic, doamna Ingrid Mocanu, până acum? Păi, monitorul oficial zău acum, nu este absolut nimic. Deci legile alea, decizia curții, nu vă mai gândiți, mă rog. Păi, primul pachet al legilor justiției a trecut CPP-ul, urmăm acum modificările la codul penal. Va fi o sesiune extraordinară? Cum n-am făcut? În mod sigur
să ia în calcul acest lucru. Ați făcut, dar ați făcut foarte încet. Asta e de fapt problema, că s-a ajuns aici. Vreau să spun, doamne Stoiana Matei, că a întrebat un lucru foarte important. Da. Da, luăm în calcul inclusiv o sesiune stănare. Deci credeți-mă că am luat, noi luăm în calcul absolut tot în momentul de față. Absolut tot. Deci vă sacrificați concediile puțin pentru sesiunea extraordinară. O singură întrebare m-am la dumneavoastră. Aveți, că sunteți totuși vechi în partid, nu foarte vechi, dar dumneavoastră aveți, în cazul în care, nu știu, se întâmplă ceva cu Dragnea, aveți opțiuni în partid? Pentru că pare că pe lângă domnul Dragnea, ca și pe lângă domnul Băsescu și pe lângă mulți alți lideri puternici, nu crește nimic. Adică nu crește nimic. Aveți două doamne de care se tot vorbește, doamna Firea și doamna Olguța Vasilescu. Dar un lider puternic care, nu știu, se întâmplă ceva. Să-l înlocuiască pe Dragnea, nu-l aveți. Nu am înțeles, dar de ce trebuie să anticipăm lucrul ăsta de pe acum? Primul rând că a primit o condamnare absolut scandaloasă, după opinia noastră, în prima instanță, mai are o instanță. Mare, dar era foarte sigur, domnul Dragnea, că va lua achitare. Mai sunt foarte, foarte multe luni până atunci și probabil că apărarea va fi pe alte considerente făcută. Am înțeles și noi mesajul care s-a primit, dar nu mergem până acolo departe. Astăzi niciun glas, niciun dintre colegii mei n-a făcut notă din discordanță. Spuneți că modificați legile, OUG, CPP, da? Ce faceți dacă președintele Iohannis nu promulgă legile? Că nu vrea el. Că nu vrea el. La asta v-ați gândit? Inclusiv la lucrul ăsta avem soluții. Dar trebuie doar să aveți răbdare începând de luni, așa cum am spus înțeles. Și noi, începem să facem anunțul la fiecare pas pe care îl facem și anunțăm. Și avem variante pentru absolut, absolut orice. În condițiile în care am înțeles că ceea ce numim noi statul ăsta securistoid creat de Băsescu și de toată gașca, nu vrea sub nicio formă să se destructureze. Adică domnul Dragnea l-a nominalizat pe Iohannis, Helvi, Pahonțu, Chioveși, Băsescu nu mai e, că e la pensie. Ponta, nu știu, e așa? Nu mai e nici. Adică nu probabil, în mod sigur va veni și cu detalieri. Că probabil săptămâna viitoare va ieși. Nici Ponta și nici Oprea nu mai sunt, că sunt oale și urcele. Săptămâna viitoare va ieși cu detalii în spațiu public, că va avea câteva emisiuni și va... va explica cu subiect și predicat și foarte punctual așa despre ce este vorba. Dar așteptați întâi să facem primii doi pași. Vor fi foarte repede. Am înțeles. Așteptăm, o să urmărim. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ștefănescu, pentru această intervenție. Haideți să vedem ce a făcut astăzi doamna Chioveși, că e foarte interesant. Doamna Chioveși a fost... Mai trăiește? Da, aș fi vrut, totuși să... Eu n-am vrut nu să intru... Nu vreți să vedeți niște imagini, doamna Chioveși? S-au tot rulat cu prezența ei la Timișoara, aranjate cu Mălin Gott și... O să le dăm mână. Și să vă arăt e o poveste care și-a aranjat marketing, nu știu ce lucră. N-am vrut să vorbesc față de Codrin Ștefănescu, pentru că ar fi trebuit să comenteze ceea ce spun eu și am fost rezervat. Bun, o să spun ce cred eu. Da? Ce cred eu că se va întâmpla? De fapt, ce s-a întâmplat e cel mai important. Ei au crezut, ca și noi, mulți dintre alții, recunosc și eu, că Helvic este altfel. De fapt, a fost altfel decât Maior. De fapt, a fost o schimbare, dacă vreți, a conducerii sistemului securist din România. Cheia a fost Dumbrava la un moment dat. Bă, de ce nu îi spune Dumbrava, generalul Dumbrava, să plece? Această schimbare a vrut-o Helvic. Helvic a dat semnale în societate. Domne, noi dăm achitări, facem, dregem și așa mai departe. Voi vă faceți treaba cu legile, cu codurile, mai greu că le întoarce Iohannis, care împreună cu mine, Helvic, scoate lumea în stradă. Dragnea a spus astăzi despre un judecător și am și o informație. E destul de complicată situația. Da, acolo, cineva va trebui să răspundă. Ei bine, în momentul în care seriu prin Helvic, care în acest moment a preluat de la Maior tot acest stat paralel, împreună cu nominalizările pe care le-a făcut Dragnea și știe bine ce a spus, din punctul acesta de vedere, practic, l-au executat pe Dragnea, crezând că PSD-ul va scăpa de el. Știți că aseară
toate televiziunile, toți acoperiții, descoperiții, neacoperiții ce erau, spuneau, domne Dragnea, trebuie să plece, pace în țară, să nu mai iasă să ajute genii și așa mai departe. Deci s-a ajutat odată șah, a crezut Helvi că joacă șah, și odată presiunea străzii. E, s-a întors toată povestea înapoi datorită sau din cauza PSD-ului. Nu cred că Helvi, dar cred că domnul Iohannis a ținut foarte mult la povestea asta. Da, Helvi, sigur, vă spun. Acum ce se va întâmpla? Eu sunt convins că Iohannis va fi suspendat pentru că nu va semna pentru demiterea lui Chioveș și va fi suspendat nu săptămâna asta cealaltă. Deci Iohannis nu mai e președinte. Deci stați puțin. Haideți că, domnul Vișan, deci suntem în 22, eu sunt cu știți. Deci eu vă spun că nu va semna Iohannis. Deci eu îmi notez aici. 22. Uitați-vă la mine. A zis săptămâna viitoare, vinerea viitoare, suntem deci în 22. Deci săptămâna cealaltă va fi suspendat. Nu asta, cealaltă. Și vă spun de ce. Deci adică nu asta care vine, care vine imediat după săptămâna viitoare va fi suspendat. Și vă spun de ce. Când, domnule, în iulie? Da. Exact în sesiune extraordinară. Că încerc să vă explic ce s-a întâmplat. Așa. Da? Deci în sesiune extraordinară se va constata că domnul Klaus Werner Iohannis încalcă Constituția de 3 săptămâni, nu atunci a încălcat-o, că și ei știu că sunt pe încălcare de Constituție PSD-ul, da? Adică ca și dumneavoastră. Suntem pe încălcare de Constituție. Avem un președinte care e pe încălcare. Îl avem la telefon și pe domnul Neacșu. Iohannis ce a lăsat în spațiu? Iohannis e mort de frica suspendării. De ce este mort? Pentru că el știe că în momentul în care va fi suspendat, 1, pierde imunitatea, 2, nu are cum să mai iasă președinte. Nu are cum. Pierde casele, pierde pensia, lăsând la o parte, lăsând la o parte că e plecat de dosarele, mai știe ceva. Că acest referendum se va desfășura vara. PSD-ul are forța și capacitatea să se mobilizeze pe timpul verii. Ce dreapta? Care dreapta? Care dreapta? Dreapta pește prăjită al pastagian nazist? Da? Asta e dreapta în România? Cine? USR-ul? Deci nu se strângă. Deci nu să aibă această capacitate. Atenție! Pe modificarea referendumului avem 30% prezență, dintre care trebuie să voteze 25% din total alegători. Deci cu un număr de 4 milioane și ceva de voturi este suspendat. Ori din punctul acesta este demis. Din punctul acesta de vedere o să avem alegeri în această vară spre toamnă. Pentru funcția de președinte. Bine, să nu uitați. Păi nu, asta va fi. Iar restul... Avocatul în dosar... Bună seara, domnul Neacșu. Haideți că am trecut de la mere la pere, la suspendare... Și eu vă întreb așa, ca practician al dreptului, domnul Neacșu, decizia Curții Constituționale nu îi se aplică de îndată? Ba, sigur că da, bănuiesc că vorbiți de decizia 405 sau de aceasta nouă, că asta avem atât nouă, de multe care nu se aplică, că nu mai știu de care vorbim. Cu doamna Chioveși, prietena. A, sigur că da, se aplică de îndată și eu am mai spus, prin această decizie nu s-a făcut decât să se constate o încălcare a Constituției de către președintele României, care a avut loc cu 2 luni înainte. Deci cu atât mai mult, imediat după publicare, trebuia să se rezolve acest conflict prin punerea în aplicare, astfel cum a decis Curtea Constituțională. Deci domnul Iohannis e în a 15-a zi de încălcarea Constituției. Da, mai mult invocarea faptului că trebuie citită decizia pentru a o înțelege, sau nu-mi dau seama exact în ce sens trebuie citită, pentru că era suficient să citească dispozitivul, care are 7 rânduri, dacă nu mă înșel, și sigur că da, trebuie aplicată imediat, fără nicio discuție. Bun. Vă întreb, pentru că cunoașteți bine dosarul lui Liviu Dragnea, ați reprezentat-o pe doamna Bombonica Dragnea. Da. L-ați auzit seara asta pe domnul Dragnea, ce a spus? Sigur că da. Este dacă n-a spus corect. Și altceva decât ce a spus acum 2 ore, da. Este corect ce a spus că sunt doar două, ca să înțeleagă și telespectatorii. Domnul Dragnea a spus că sunt doar două declarații ale unor doamne și nu sunt probe directe pe instigare. Nu aș prea face eu discuția acum pe probe, nu de alta, dar singurii care le pot interpreta sunt judecătorii. Așa. Și aceea voi fi acuzat că, mă rog, nu mai sunt judecători și nu mă pot pune în locul lor. Este adevărat că dosarul este pornit într-adevăr de la cele două declarații inițiale date la Direcția Națională Anticorupție, una din ele suferind, mă rog, anumite modificări în fața instanței. Da, vreau să întreb și eu ceva. Este adevărat că așa cum este dosarul domnului Dragnea, mai sunt multe altele pe rolul instanțelor? Cu același tip de probe, cu același tip de soluție? Sunt cu
nemiluită și mai mult sunt foarte mulți condamnați care se află în închisoare. Sunt deja în pușcărie, cu același tip de fapte și cu același tip de probe. Și aș mai spune ceva. În România, până în 2012, mă rog, spre sfârșitul anului 2011-2012, pentru aceleași fapte nu se putea da închisoare. Doar ulterior se poate da închisoare. De asemenea, din punctul meu de vedere, după 2016, și anume după ce a apărut acea celebră decizie a Curții Constituționale, nu ar trebui să se mai poată condamna în România pentru infracțiunea de abuz în serviciu. S-a vorbit foarte mult de această decizie 405, pe care o știm toți din 2016, însă vă rog să nu uitați că anul următor, în 2017, chiar în acest dosar, chiar în acest dosar pentru clienta mea, Bombonica Prodana, a mers din nou la Curtea Constituțională, cerând pur și simplu să ne spună clar dacă trebuie sau nu să se instituie un prag valoric. Curtea Constituțională ne-a spus tuturor și Parlamentului că e obligatoriu să se instituie acest prag valoric. Și mai este o decizie, v-am întrebat azi la telefon, mai este o decizie a Curții din 2011. Decizia 573, care spune că dacă declararea neconstituțională a articolului 74 nici 1 din Codul Penal, dată de curte, neconstituțional, pentru că era nepredictibil și difuz textul, și spune acolo că dacă achiziți prejudiciul... Deci lucrurile stau în felul următor. Bără. În 2010 a fost introdus în Codul Penal un articol, acest 74 indice 1, potrivit cu care în cazul infracțiunii de abuz în serviciu, paguba era mai mică de 50.000 de euro și plătea integral prejudiciul, nu mai puteai fi condamnat, iar instanța era obligată să-ți dea o amendă administrativă, un fel de amendă contravențională. Este mecanismul pe care l-am invocat eu pentru doamna Bombonica Prodana și este soluția pe care am obținut-o. Acest text a fost în vigoare până undeva spre 2011, în a doua parte a anului, când într-adevăr a fost declarat neconstituțional. Acum, și dacă doamna Bombonica a achitat prejudiciu, dumneavoastră spuneți că a achitat doar prejudiciu dânsei, nu prejudiciu total din dosar. Sigur că curtea Curtea Constituțională spunea că poate fi ori aplici la toți, ori nu aplici la unii, decât la niciunul. Doamna Bombonica Prodana nu a fost trimisă pentru complicitate cu alte persoane și atunci pentru fapta dânsei și-a achitat integral prejudiciul. Curtea Constituțională în 2011, când a decis neconstituționalitatea, n-a făcut-o întrucât textul ar fi încălcat un articol din Constituție, ci pentru că nu se aplica în mod egal pentru toate persoanele din dosar. Din păcate și atunci Parlamentul nostru a înțeles greșit și în loc să și a abrogat extindă, în loc să extindă, exact, în loc să le extindă pentru toate faptele sau pentru toți inculpații, a hotărât să-l abroge efectiv din legislație. Și asta apropo de discuțiile referitoare la prag, că nu știm cât trebuie să fie acest prag la abuz în serviciu, pe care încă o dată, în legătură cu care încă o dată spun că este obligatoriu să fie, indiferent, am văzut și eu modificarea aceasta la Codul Penal. Din punctul meu de vedere, nu respectă decizia Curții Constituționale. În mod clar, trebuie să există un prag la abuz în serviciu, indiferent cum vor ei să-l redefinească. Păi și de ce credeți că completul a decis că nu ține cont de decizia Curții? Dacă vreți să repetați, vă rog, nu v-am. De ce credeți completul de judecată de la domnul Dragnea nu a ținut cont de decizia? Eu nu aș spune că acest complet nu a ținut cont de decizia Curții. Atât timp cât Parlamentul nu a intervenit legislativ să lămurească foarte clar acea reglementare a abuzului în serviciu, completul de judecată și judecătorii în general au dreptul să interpreteze așa cum cred de cuvință modalitatea în care se aplică o decizie a Curții Constituționale. Deci n-aș spune că nu au respectat efectiv această decizie, ci doar că, din păcate, li s-a dat posibilitatea să aprecieze așa cum au considerat dumnealor
de cuvință că trebuie să se aplice în acest caz concret. Dar pe probatoriu... Dacă ar fi existat o definiție clară a infracțiunii de abuz în serviciu, cu siguranță nu mai ajungeam în această situație. Dar pe probatoriu este foarte des întâlnit ca pe asemenea specie să existe două curente de opinie total diferite, adică doi judecători să considere că sunt probe și unul să considere că nu sunt probe? Sigur că da, doar că aici nu vorbim de probe. Vorbim de probe doar în cazul domnului Liviu Dragnea, unde, într-adevăr, soluția minoritară de achitare s-a dat pe litera C, al 16 litera C, ceea ce înseamnă lipsa suficientă a probelor. Pentru ceilalți, în opinia minoritară, era achitare pe litera B, mă rog, ceea ce ar însemna că fapta nu-i prevăzută de legea penală, ceea ce am solicitat noi avocații. Adică aplicarea acestei decizii 405. Aha. Da, într-adevăr, modalitatea în care judecătorii în țară aplică aceste decizii ale Curții Constituționale e una total neunitară. Păi da, repet, nu știu dacă e problema judecătorilor, cât problema legiuitorului care nu dă o lege clară. Și la nivelul curții, și la nivelul altei curții este neunitară. Păi, și curtea ar trebui să unifice această practică, chiar Curtea Supremă. Păi nu, pentru că dacă ar unifica, vă spun eu că ar unifica ficau împotriva, așa aș spune, să nu mai aplice nimeni. Da, aici sunt de acord cu colega mea și eu aș evita cât pot de mult să am o astfel de unificare de la înalta curte acum. Nu, singura soluție aici este cea care este firească și anume intervenția legiuitorului să pună de acord legislația cu deciziile Curții Constituționale, adică cu Constituția României. Și se termină orice discuție. Da, deci doar asta îl poate salva pe domnul Dragnea, doar legiferarea abuzului în serviciu. Sigur, repet, în opinia minoritară, în dosar, în ceea ce îl privește pe dumnealui, respectiv fapta dumnealui de instigare, pentru că pentru asta este trimis, în opinia minoritară n-a existat nici suficiente probe. Poate da, dacă ar dispărea fapta, dacă ar dispărea fapta la care s-a instigat, ar dispărea și instigarea. Absolut, deci, absolut și... Nu ar mai trebui să fie analizată din perspectiva probelor. Absolut, absolut, așa este. Deci, în mod clar, modificarea legislației, oricum trebuie făcută, indiferent de dosarul domnului Dragnea sau nu, în România legile trebuie spuse de acord cu deciziile Curții Constituționale. Și nu mai trebuie să vină fie și după 2 ani de zile. Fie și după 2 ani de zile, pentru că domnul judecător, domnul avocat, noi avem o speță în care Curtea Constituțională ia o decizie și Parlamentul timp de 2 ani de zile nu o pune în aplicare, iar pe baza acestei nepuneri în aplicare, sute, poate mii de oameni în România sunt anchetați, mulți condamnați, doar prin pușcării, arestați și așa mai departe. Ori, din punctul acesta de vedere, este extrem de important ca inclusiv decizia cu domnul Iohannis, cu referire la Chiobe și să fie pus în aplicare. Pentru că iată în ce situații nebune ajungem. Da. Sigur că da. Sper să nu așteptăm și la această decizie doi ani, cât așteptăm deja. Sigur. Da, PSD trebuie să așteptăm mandatul doamnei Chiobeși. Da. Cred că avem o știre de ultimă oră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Nașu, pentru această intervenție. O avocată, este o știre de pe Știri pe Surse, spune că ea este cea care i-a trimis lui Klaus Iohannis cererea de revocare a judecătorului CCR Petre Lăzăroiu. Este vorba despre celebra doamna Elenina Nicuț, prietena doamnei Dojoiu și al grupului Vesel. Da, este fete. Ceva de noaptea minții. Înțeleg că a scris pe... Eu am blocat-o și nu o am pe rețeaua de socializare. Luăm publicitate și revenim cu această informație de ultimă oră. Deci o avocată din grupul... Hashtag rezist pe stânga. Da, apropiată de mai SRI. Mulți oameni din presă și, în fine, se pare că dânsa spune că a făcut... mai citesc o dată, că vine să cred. Cea care a trimis lui Klaus Iohannis cererea de revocare a judecătorului CCR Petre Lăzăroiu, care domnul Iohannis spusese în comunicat că de la Vedem Jus, care după aia nu mai era ONG-ul, a dispărut ONG-ul și acum a apărut Elenina. Deci săracul Dănileț avea dreptate când spunea că n-a trimis deci, el. Deci, doamne ferește, luăm publicitate. Până te lovește, revenim, este chiar declarația doamnei Elenina. Dar știți că am fost colegi cu Elenina. Am fost colegi. Comunitatea românească cu informație de ultimă oră vis-a-vis de scandalul revocării
șefei DNA Laura Codruța Chioveși. Vă aduceți aminte săptămâna asta Klaus Iohannis spunea că încă se mai gândește, încă mai citește și a fost un întreg scandal în urmă, în ultimele două săptămâni, între Klaus Iohannis și Curtea Constituțională, președintele României, trimițând-o pe Simina Tănăsescu, consilier prezidențial, care ulterior a și demisionat, să-l convingă pe judecătorul sau să-l avertizeze pe judecătorul CCR Petre Lăzăroiu să cumva să renunțe la mandatul de la Curtea Constituțională. E bine, apar evoluții în acest subiect, pentru că inițial domnul Iohannis, președintele României, vinerea trecută, a spus că Danileț, Cristian Danileț, judecătorul din Cluj, i-a trimis de la Vedem Just și este un comunicat oficial al Palatului Cotroceni în care spune că discuția dintre doamna Simina Tănăsescu, care a demisionat, și Petre Lăzăroiu este pe marginea solicitării Vedem Just. Domnul Danileț a spus că n-a trimis nimic la Palatul Cotroceni, după aia a apărut o nouă solicitare, nu se știe de unde. Și acum această avocată apropiată de doamna Chioveși și apropiată de Ioana N. Dojoiu, ziaristă de la Ziare.com, apropiată de Livia Stanciu, judecătorul CCR, scrie, potrivit știri pe surse.ro, chiar pe contul său de socializare, următoarele. Eu, Elenina Nicuț, am făcut la Cotroceni cererea buclucașă prin care am cerut emiterea unui decret de încetare a efectelor decretului de numire a domnului Lăzăroiu de la CCR. Cine a mai citit pe aici ar fi trebuit să se prinde asta, dar na. Ideea mi-a venit într-o sâmbătă la 5 dimineață, ora la care de obicei îmi vin ideile cele mai bune. Nu degeaba m-a făcut mama la 4.20, după 40 de minute aveam deja idei. Are înseamnă că nu a scris așa ceva cineva. Îmi pare rău, așa scrie. Am bibilit ceva, nu-mi pun numele pe orice. A bibilit cu bibilica. Am bibilit ceva. Nu-mi pune numele, deci, Doamne ferește, nu-mi pune numele pe orice, cu sau fără semnătura electronică, în plus, după vreo șase, la momentul ăla șapte, acum polologii validate din instanță, nu-ți permis să trimiți desene animate tocmai la președintele țării. Am mizat pe profesionalism și curaj, le-am regăsit de plin, dar din păcate nu la nivel decizional și final, adică fără finalizare. Iohannis nu l-a revocat pe Lăzăroiu ilegal. Așa m-am uitat în seara asta la declarația lui Tudor Toader, pe care am pomenit-o mai devreme, am râs, pe care m-am enervat și după care am scris ea. Este mesajul Eleninei. Asta a citit din niște povești acum, nu scrie ce. Nu. Deci, dânsa îl face pe domnul Iohannis mincinos? A fost și la PMP, o știți, nu? A fost în Fundația Mișcarea Populară, nu la PMP, nu cred că a fost, dar a fost în Fundația Mișcarea Populară, deci, și am fost colegi, deci o cunosc pe doamna Nicuț. Adică deci știu în că... țara de nebuni. Deci e Danileț, ONG-ul este ce asta. Eu sunt foarte mulțumită. Și doamna e cunoscută, apropiată de Chioveși și Livia Stanciu. Eu sunt foarte mulțumită că am constatat că nu a mințit domnul Danileț. Din nou. A mințit Iohannis, adică. Asta zic, da. Deci doamna Nicuț spune că a mințit domnul Iohannis. Da, și că domnul Danileț nu a mințit. Deci a spus adevărul, ceea ce este un lucru foarte bun. Doar președintele ne-a vorbit de două ori, atenție că și a ieșit... După acel comunicat de presă, când președintele recunoaște că știa despre discuție, că a fost de acord ca Simina Tănăsescu să se ducă să aibă acea discuție cu Petre Lăzăroiu, da? Chiar i s-a părut corect să se întâmple ce s-a întâmplat, da, vedeți? Și se vorbește tot despre ONG. Știți că lucrurile importante stau în detalii. Doamna Elenina Nicuț este o contestatară a Curții Constituționale. Se știe, are niște procese câștigate sau nu cu Curtea. Este apropiată de doamna Chioveși, este apropiată de Ioana N. Dojoiu, un grup apropiat de Laura Codruța Chioveși, și asta știu sigur. Și spune așa, după ce a făcut ea marea, i-a venit ideea, a făcut marea poveste, care era un fake, adică era un fake, chestie ilegală, zice, am mizat pe curaj și profesionalism, adică la doamna Simina Tănăsescu, dar din păcate la nivel decizional și la nivel final nu le-am găsit. Adică Iohannis n-a ascultat-o și a mai și mințit, asta spune. Acum ce să interpretăm noi?
că doamna Chioveși, speriată de moarte după ședința PSD-ului, îi arată o pisică bibilită lui Iohannis, că dacă cumva îți trece prin cap să... că oricum nu vrea să o schimbi, dar dacă îți trece cumva prin cap să mă schimbi, da? Pe mine, pe Laura Codruța Chioveși, îți arată o pisică, nu știu, că ești un mincinos, că ești un... Că nu era Vedem Just, nu era ONG-ul, nu era așa, era Elenina, prietena mea. Care devine celebră în momentul ăsta, că toată lumea vorbește despre ea, cum o cerere a Eleninei Nicuț este luată în considerare de Klaus Werner Iohannis, o trimite pe doamna Tănăsescu. Da, se pare mult mai grav, asta spun. Deci dacă era o asociație, este la o asociație, era cu Dănăsescu. Ce scrie și așa era grav. Ce n-a spus de asociația Vedem Just? Dar un cetățean, adică este o, înțeleg, avocată, orice avocat pe planeta asta. Păi, Palaga a scris că după ce a apărut, când scrie un apărut după aia, persoană fizică, pentru că nu a fost o persoană fizică. Nu e chiar orice avocat. Elena Nicuț avea intrare, deschidere, inclusiv în zona respectivă a conducerii, nu-i cunoaște pe acolo. Din punct de vedere juridic, este un simplu cetățean, ca oricare altul. Da, domne, nu reprezintă un foral. Și nu te duci să-i arăți unui judecător al curții cu sale pisica. Explicați-mi că nu avem foarte mult. Oricum, Tărnăsescu, Simina și-a dat demisia, da? Că l-a expus că președintele a spus că el a trimis, el i-a dat voie, da? Deci, ca să nu se mai spună el, a debarcat-o pe doamna Simina. Așa. Deși avea motive de profesionalism, da? Dar nu a ținut cont decât din incidentul ăsta. Cine minte aici? Iohannis, președintele, Simina Tănăsescu, Petre Lăzăroiu, care, mă rog, omul spune că i s-a arătat cu Vedem Justul. Păi nu, singurul este cel care spune adevărul, se pare că domnul Lăzăroiu. Dănileț, care spune că n-a trimis, că doamna zice că a trimis ea. Da, sau Elenina Nicuț. Sau pare că domnul președinte a mințit. Este cel mai mare... Deci, domnul președinte este pe primul loc la categoria minciuni. A ieșit... Tu ce crezi? Cine e? O crezi pe madame Nicuț? Cred. Știți că a ieșit... Eu nu-l susțin pe domnul Dănileț, Doamne ferește. Nu. Știți de ce cred eu? L-am criticat de fiecare dată. Dar cred că, într-adevăr, plângerea a fost... această sesizare a fost făcută de Elena Nicuț. A ieșit domnul Lăzăroiu, deci, dacă vă amintiți, deci după ce a apărut această petiție, pentru că ea nu apare cu nume și prenume, apare doar conținutul de la cerere. Da. Și domnul Lăzăroiu a ieșit și a spus, nu aceasta era ceea ce mi-a arătat Simina Tănăsescu, asta e altceva. Da. Deci este posibil să fie așa. Deci suntem acea petiție. Adică doamna Nicuț, din România, îi trimite o scrisoare domnului, doamna Chioveși, și pune mâna pe telefon, vezi că ți-a trimis scrisoarea Nicuț, hai să-l radem pe Lăzăroiu. Da, deci asta e România în care trăim. Grav este că președintele a dat cumva, a încercat vina să dea curs și a trimis consilierul să arate pisica domnului. Nu o să o rezolvăm în seara asta, este vineri seara cu Nicuț, Bibilica. Doamna care... Aia cu Bibilica. Mai citiți o dată, doamne, până vreau să zic. Mai citiți aia, vă implor, că haideți cum aveți. Ideea mi-a venit într-o sâmbătă pe la ora 5 dimineața, unde doara la care de obicei vin ideile cele mai bune, nu degeaba m-a făcut mama la ora 4:20. Asta spune Elenina Nicuț, care spune că i-a trimis lui Iohannis cererea de ideea de revocare a judecătorului CCR. Prietena doamnei Chioveși, rămâneți, doamnelor și Obregia, domnilor, scrie pe voi. Cu pe 1 TV. Ortopedica. Performanță pentru starea ta de bine. Te ajutăm în viața cotidiană.